astăzi, după cum ați aflat, Colegiul Național Roman Vodă împlinește 147 de ani de atestare documentară. Cum puteam să începem această activitate decât vorbind despre un fost dascăl și director, ilustru scriitor, Calistrat Hogaș, și nu întâmplător. Ce cred eu că nu prea se știe e că exista în acea perioadă un filantrop, boierul Vasiliu Bolnavu, care a cumpărat foarte multe clădiri în această zonă. Singura clădire care a mai rămas din acea perioadă este muzeul de artă. De fapt, Bolnavu cumpăra de la avocatul Roiu foarte multe clădiri și le cumpăra cu un scop nobil. Le dona comunității pentru ceea ce însemna educația tinerilor și, în mod special, se gândea la elevii cu posibilități materiale precare de la țară, încât a gândit aici un internat cu elevi, peste 200 de elevi și eleve de la țară, acorda burse pentru a-i sprijini în procesul educațional și una dintre casele cumpărate, în una dintre casele cumpărate de acest boier Bolnavu, a locuit și Calistrat Hogaș în perioada când era director la Roman Vodă, între anii 1891 și 1899. O să mă întrebați de ce totuși clădirea din curtea liceului Roman Vodă poartă numele de Casa Hogaș. Poartă numele că pentru că după ce a plecat Calistrat Hogaș ca director la Liceul Național din Iași, la conducerea liceului urmează Emanuel Zilberg, ginerile lui Hogaș, se mută, bineînțeles că acea clădire a fost gândită și construită ca locuință pentru directori, se mută familia Zilberg, căsătorit cu cea de-a doua fiică Cleopatra, și atunci Hogaș, în acea perioadă, vine foarte des la Roma și petrece vacanța cu copiii, cu nepoții, chiar vara lucrează foarte mult aici, în această vilă. Dar întâmplare nefericită face că moare în această clădire pe 28 august 1917, în perioada Primului Război Mondial, face un scurt popas în drum spre Iași, avea probleme grave de sănătate, nu reușește să mai ajungă la Iași și moare. Despre doar două vorbe despre personalitatea lui Hogaș, ca mare pedagog, în perioada când era profesor și director, este vizitat de marele Caragiale. Caragiale, în acea perioadă, era revizor școlar. Descoperă nu numai un mare pedagog, ci și un mare scriitor, de-abia atunci îl cunoaște Caragiale, și Caragiale, care știți foarte bine că era un estet extrem de exigent cu contemporanii săi, descoperă un mare scriitor, încât în perioada când era la Berlin în exil, cere să-i parbină în mod expres opera lui Hogaș. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă director! Ce pot să spun decât că nu putem decât să fim onorați că administrația locală s-a gândit să dezvelească această plăcuță privind piațeta Calistrat Hogaș. Noi ne respectăm înaintașii, iar Calistrat Hogaș, cum spunea și doamna Jora, într-adevăr a fost un director al liceului Roman Vodă, care și-a pus amprenta asupra evoluției acestui liceu. Noi astăzi încercăm să realizăm același lucru. La 147 de ani continuăm tradiția, încercăm să avem în continuare contribuții în domeniul educației, să obținem rezultate foarte bune și liceul nostru să fie acolo în topul liceilor de prestigiu din țară. Așa, director? În urmă cu un an, pe 30 septembrie, ați fost alături de noi la dezvelirea piațetei Max Blecher, o inițiativă a primarului de Roman de atunci, actualul deputat, domnul Laurențiu Dan Leoreanu, de la care am primit o temă, o hartă, cu câteva piațete, ca să nu ne mai referim la piațeta dintre Roma Vodă și Muzeul de Artă. Dumnealui mi-a spus că trebuie să le dăm niște denumiri ale unor personalități romașcane, lucru care s-a și întâmplat. Iată că astăzi este ultima din cele din acele piațete, intitulată Calistrat Hogaș, așa cum v-a spus doamna muzeograf Cornelia Jora. Eu aș vrea să fac doar un scurt comentariu, pentru că e legat de zilele Colegiului Național Roman Vodă, de personalitatea marelui scriitor, pedagog,
manager, cum s-ar spune astăzi, de unitate școlară Calistrat Hogaș, o inițiativă de a continua acel proiect a administrației locale actuale. Îi mulțumesc pentru acest lucru, că iată, definitivează în sensul de a puncta spre știință, spre cunoaștere cu aceste plăcuțe, aceste piațete. Mă gândeam, știam despre Zilber că a fost un manager, director al școlii și a fost un bun profesor de matematică, un bun și profesor și director. Director. Dar ne gândim dacă astăzi ar fi trăit Calistrat Hogaș și ar fi rămas ginerile lui director, ce ar fi zis presa astăzi despre nepotisme, despre cumătrii și cum se lasă moșteniri funcțiile? Deci valoare, lucrurile trebuie să dăinuiască prin valoare. Calistrat Hogaș a fost un om de valoare, îl respectăm. De asemenea, fostul director, profesor de matematică, Zilberg, a fost un mare pedagog și îl respectăm. Valoarea vine din dezvoltarea pentru tine profesională și pentru cei din jur a calității, în cazul de față, educaționale, și atunci respectul trebuie să vină indiferent de legătura de rudenie de sânge. Încă o dată, felicitări, să fie într-un ceas bun și sigur, imediat vom intra să spunem la mulți ani și Colegiului Național Roman Vodă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu tuturor celor care sunteți prezenți astăzi, așa cum s-a spus deja. Iată, suntem la ultima dezvelire de piațetă, de marcare a acestor piațete. Întotdeauna am spus, un proiect demarat în anul 2009 la inițiativa domnului primar de atunci, actual deputat Leureanu. Am vrut să marcăm și să individualizăm practic fiecare din acest obiectiv prin aceste indicatoare care să ducă la conștientizarea opiniei publice asupra acestor denumiri care au fost date tuturor acestor piațete. Ne bucurăm că am reușit să punctăm fiecare eveniment și l-am legat de câte un moment marcant din viața fiecărei personalități. Este foarte important să ne aducem recunoștința față de cei care au marcat istoria și evoluția municipiului Roman, fie că vorbim din punct de vedere al recunoașterii valorilor pe plan național și internațional, fie că vorbim de personalități care au contribuit la dezvoltarea infrastructurii și la dezvoltarea educației la nivelul municipiului Roman. Iată că astăzi ne putem mândri cu o întreagă infrastructură educațională în care își desfășoară activitatea profesori și dascăli devotați și în care sperăm să avem cât mai mulți copii cu rezultate cât mai deosebite. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și am să vă invit pentru ca împreună să dezvelim această piațetă și ulterior să intrăm și în incinta Colegiului Național Roman Vodă pentru a sărbători, așa cum se cuvine, împlinirea celor 147 de ani de adestare documentară. Scoate la dreptul așa și mă duc să vedem. Haideți, doamna Jora, cu domnul deputat, doamna Jora la mijloc. Hai, noi tot frăia, trebuie să luăm așa un pic. Le zic să tragem așa ușor în jos, nu? Da. Hai.